Bună, prieteni, și bine v-am regăsit sau găsit pe acest canal. Eu sunt Elisa, iar astăzi revin cu un vlog după aproape o lună în care am lipsit. Nu neapărat, nu neapărat că nu am avut... Bine, stați puțin, înainte să îmi spun scuzele. Sunt alături de Ioana și îmi va face Latina Makeup. Cred că îmi va sta bine, dar nu știu dacă îi va ieși, dar mă rog. Normal că va ieși. Ne mai distrăm și noi. Data trecută eu mi-am făcut un make-up. L-am blenduit eu pe acolo, a ieșit ceva. Eyelinerul a stricat cu totul. Nu, trebuie mai departe cumva, nu știu. Gata, spre tutorial. Asta văd, începe cu sprâncenii și după... Da. Deci încep cu sprâncenele. Da, ăstea la tine mica pe așa încep. La și prima trebuie să pui de la fond de ten pe aici sau nu, după. Mai okay. Întâi, deci mai întâi la tinele încep cu sprâncenele. N-am mai postat de foarte mult timp pentru că n-a fost vorba de timp. Că am avut timp, n-am avut timp. Nu te mai încurunt, de ce te încurunci? Scuze, gata, nu mai încurunt. Nu știu ce o să iasă Ioan, dar... Latina mica. Așa, ba, îmi văd aici sprânceana neagră. Bă, stai că se primește. Mai vorbesc mult așa, mă întreabă oamenii în comentarii dacă sunt moldoveancă. Eu sunt moldovean. Da. De la Catrice. La Catrice ăsta de... Ok. Voi e bine rău de tot. Facem formă. Vreau să-mi imaginez cum arăt acum. Nu o să vă apropi de acum, fiindcă nu vreau să mă vedeți cu aceste sprâncene. Acum trebuie să facem... Cum se numește? Uite în față, mi-e să mă văd. Acum trebuie să facem, nu știu cum se numește, e mai... Conturez. S-o conturez. Aolea. Ce? Nimic. Folosim de la L'Oreal. Așa, zi și noi. Nuanța. Ia. E, dar SPF, vitamina C, ce bun e. E ca și cum e al meu, da. Ia. Am o părere foarte bună. În legătură cu asta. Lași focul. Stai un pic să facem și pentru TikTok. Dă telefonul cu aici. Oh, mă sper. Ia mai tot ce frumos! Nu sunt moldoveancă. Fondul de... Nu, este waterproof. Să vezi tu de acolo, să nu te prindă în... Arată mâna, să se vadă... Munca mea de o viață. Cum arată un make-up artist adevărat, vedeți? Uitați, ăsta voiam eu să-l folosesc pe fața ei. Victima sunt eu. Folosim pe toată fața mup, că nu vreau să fiu galbenă, vreau să fiu și eu puțin normală. Asta este foarte alb, dar este bine. O să fac pe sensi, pentru că... Ce? Că s-a gândițat un volumen pe fața mea. Ce vrea ei? Tine mine, fata. Măcar să mă dai cu fond de ten mai bine decât m-am dat eu atunci. A, asta clar. Să mă vedeți, să nu... Doamne, ferește! Deci cum te-ai învățat tu să dai cu fond de ten așa? Vezi ce bine tău? Nu, vorbesc... Nu, nu e de bine! Păi dai, pui! Iar am pus... Dar scunde-l pe ăsta, pune-l departe. Stai că te învăț eu. Deci pui bum, bum, bum și după pui bam, bam, bam. Ce faci? Păi ți-am zis că fac pe secțiu să nu se usuce cram, ne durează foarte mult. Hai. Gata, am rezolvat. Se pare că ai sprâncenele prea portocaliu. Nu zic, da? Wow, ce glowy. Și fetelor, ce faceți? V-ați întâlnit să învățați pentru examen? Da! Facem Latina make-up. Nu e relaxat? Să facem conturul. Conturul urmează, care este cea mai bună parte. Mai ales în întuneric, în lumină de aia proastă, știi cât de bine să arate? Facem contur nasal. Nasal? Mamă, vine nasa după mine. Cea mai importantă parte. Ce bine arată! N-ai cum să le lași așa, strică tot. Voi credeți că tuturor persoanelor li se potrivesc la tine make-up? Pentru că
Mie mi se pare că, diferite persoane au nevoie de diferite machiaje. Depinde și de atitudine, mă, că așa poate machiajul prinde pe oricine, orice machiaj prinde pe oricine, dar depinde de atitudine, eu așa zic. Îmi face Ivana iar spun cele mai albe, că i-am spus că nu poate să le lase halul ăsta. E mai bine? Uite, așa e talent. Doamne, iubesc vlogul ăla din trambulină. Poate îl facem la anul. Anul ăsta. Aha. Mm-hmm. Tu nu știi să dai cu lumina tot. E greu pe altă persoană. Fată frumoasă, maronizată. Acum parcă te aud din 10 în 10 secunde. De la nuanța 06. Stai. Asta e rujul meu preferat. Punem genele acum, sunt o parte. Partea asta chiar e foarte interesant. Arăți exact ca la tine. Ai pus-o bine? Da. What do you think? Nu ești trebuie făcută. Păi... Chidu ochiul? Da. Vai! Nu pot să zic nimic de rău, că tu zici că totul e bine. Smile. Genul ăsta spuse în bătaie de loc. Nu să-mi fac așa, dar am crezut că e ușor, nu e ușor. What? Vezi că tu ți-ai acoperit. Ăla ce-ai făcut în capul ochiului? Păi cum a rupt. Aoleu, nu știu. Cât de rău arată, zici că ești posedată, zici că crește mucicat pe față. Ore de muncă în care am încercat să acoperim eyeliner-ul făcut de mine și de Ioana. Este timpul să vedeți munca noastră de o viață. O mână foarte genică că se strâmbe. Nu arată rău deloc. E foarte ok. Eu zic că arată foarte bine pentru... o persoană care n-a mai făcut niciodată latina make-up. Dar arată normal, adică n-aș ieși machiat așa, dar gen pentru poze, pentru TikTok-uri. Arăși la întuneric. Da, mai ales că o să faci pe întuneric TikTok-uri. Sper că vă place ce am făcut Ioana cu fața mea. Să nu întrebați ce produs am folosit, că am zis că o să le spunem, dar nu o să le spunem. Nu uitați să dați și voi un like și o să vă adăși prietenii voștri. Mamă, mi-a zis cineva la un moment dat că de ce să dea like. De ce să se aboneze? Pentru ce? Că n-am făcut nimic în vlogul ăla. Și cam acesta a fost videoclipul, nu uitați să dați și voi un like și să dați și prietenii voștri subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Eu am fost Elisa și v-am pupat. Hai să-i mulțumim și să o aplaudăm pe Ioana, că mi-a făcut acest make-up foarte frumos. Chiar merit. Genele îmi intră în ochi și nu văd nimic, dar asta e partea a doua. Eu uitați și n-ați nimic.